Hei, vă salut, dragilor! Astăzi ne vom distra împreună cu corpurile 3D, care sunt cub, cuboid, sferă, cilindru și încă nu le-am zis pe toate, dar o să avem timp să le învățăm, să învățăm mult mai multe. După cum vedeți în imagine, este un joc care vă place vouă și se numește cubul Rubik, da? Deci exact poartă denumirea a ceea ce e ca și corp 3D, numai că mai poate și denumirea Rubik a celui care l-a creat. Și acum, haideți să facem corespondența dintre obiectul din realitate și corpul 3D. Și cum vedeți, avem o minge. Avem o minge. Și știm noi că mingea se aseamănă cu, bineînțeles, sfera. Bun, mai departe. Haideți să ne ducem aici și veți vedea că aceasta este, reprezintă globul pământesc. Și globul pământesc care seamănă foarte bine tot cu o sferă. Bun. Mai departe, aici avem un cadou pachetat frumos, dar uitându-ne la forma lui, putem să-l asemănăm foarte bine cu un cub. Mai departe, după cum observați în această imagine, e o doză, da, o doză de suc sau de bere, da, știți că voi nu beți bere, poate părinții, dar doza seamănă foarte bine cu un exact cilindru. Mai departe, e o cutie, da, dacă ne uităm un pic la ea, vedem că seamănă un pic, seamănă un pic cu un dreptunghi, da, ca și figură geometrică, numai că noi trebuie să vedem cu ce corp 3D sau corp geometric seamănă și îl identificăm cu siguranță pe cuboid, care se mai numește și paralelepiped dreptunghic, numai că fiindu-ne foarte greu să pronunțăm paralelepiped dreptunghic, îl numim cuboid. Și ultimul obiect, da, este cubul Rubik pe care vi l-am arătat la început, care are formă, bineînțeles, de cub. Bun. Și acum, după cum vedeți în imagine, am desenat un cub. Pot să vă spun că acest corp 3D are 6 fețe și o să le numărăm imediat cu formă de pătrat. Bun. Dacă ne uităm la prima vedere în acest slide, observăm că noi putem să numărăm doar 3, și anume 1, 2, 3. Astea sunt cele 3 fețe pe care eu le văd. Dar ar mai fi o față în partea stângă aici și o să o numerăm 4. Una în spate, da? Și vom pune 5. Și ne rămâne ultima față care este de desubt aici și vom pune aici 6. Mergem mai departe. În continuare, vedeți cuboidul care se mai numește și paralelepiped dreptunghic. Despre el știm că are tot 6 fețe, numai că, atenție, ele sunt în formă de dreptunghi. Da? O să numărăm și aici fețele. La prima vedere, după cum observați, fețele sunt iarăși doar 3. Una, 2, 3, iar celelalte 3 o să vi le arăt imediat. A patra este aici, nu se vede. Da? A cincea este în spate. O
să ne jucăm un pic, să vă arăt și altceva. Și a șasea este dedesubt. Mai este o modalitate pe care pot să vă arăt fețele. Haideți să ne schimbăm culoarea și haideți să facem puncte, să vă arăt un pic și câte drepte o să iasă ele. Da, măcar încercăm un pic ca să le vedeți. Bun, aceasta ar fi a patra față pe care am notat-o aici. Mergem mai departe cu punctulețele. Tocmai pentru a vă ajuta să vedeți un pic lucrurile în spațiu, da? Bun, deci aceasta ar fi a patra, aceasta este a cincea, da? Și a șasea este aceasta, de jos, da? Unul este cea de sus, jos este a șasea. Trecem la cilindrul, da? Uitându-ne cu atenție la cilindru, îl putem asemăna cu un pahar, cu o doză, cu ce mai seamănă el? Cu un tubul de aspirator și așa mai departe. Cu un tub de hârtie igienică, da? Sau cu o rolă de prosoape de bucătărie din acelea de hârtie. Și ne spune că are două fețe, da? Două fețe în formă de cerc. Haideți să le identificăm, să vedem care sunt cele două fețe și să le și numerotăm. Aceasta ar fi prima și aceasta ar fi a doua. Mai departe, ne întâlnim cu sfera. Ei, dragii mei, sfera, dacă nu i-am face noi aceste dungi, da, ar arăta exact ca un cerc. De aceea noi spunem că sfera este un cerc pe care îl rotim efectiv și se formează, da, corpul 3D. Nu avem ce să numărăm aici, din păcate, mergem mai departe. Aici am pus aceleași corpuri luate din realitate, iar mai jos am pus figurile geometrice, da? Care formează fețele lor. Și hai să vedem cine are fețele dreptunghi. Uitându-ne cu atenție, o să spunem clar cutia aceasta. Da, cutia care are formă de cuboid, da, și în care șase fețe dreptunghiuri. Mai departe, ne uităm la doză, ne uităm în partea de sus, ne uităm în partea de jos și știm că seamănă cu un cilindru și că cilindru are două fețe sus și jos în formă de cerc. Bun. Mergem mai departe la acest obiect, care este un glob pământesc, are formă de sferă și știm noi că este un cerc pe care l-am rotit. Și ultimul obiect este un cub Rubik, care are formă de cub, evident, și uitându-ne la fețe, observăm că fețele acestuia sunt pătrate. Și noi știm că are 6 fețe. Noi vedem doar 3, dar v-am arătat și unde sunt celelalte 3. Să ne jucăm un pic acum. Seamănă cu o minge. Este? Cine o fi oare? După cum ați ghicit, este sfera. Perfect! Mergem mai departe. Cutia are formă de... Și o să scriem corpul 3D și anume formă de cuboid. Mai departe, mă joc în fiecare zi cu cubul Rubik. Acesta are
câte fețe în formă de pătrat? Și ne aducem aminte că sunt 6. Doza seamănă cu un... Păi parcă era... Ci... Li... Dru... Corp ce are două fețe în formă de... De... Cerc. Perfect! Ca provocare, cea mai mare provocare pentru copiii de clasa 1 ar fi să vă alegeți unul dintre corpurile 3D, cele pe care le-am învățat astăzi, cub, cuboid, sferă, cilindru, și să-l personalizați, adică să-i adăugați ochi, mânuțe, ce vreți voi și ce vi se pare vouă haios și amuzant. Pe curând!